splendidă și tăcută, casa în care George Enescu a trăit până să plece în exil, ne arată câteva frânturi din ultimii ani ai marelui compozitor. Și puțin știu cât de controversați au fost acești ultimi ani ai săi. În cartea sa despre elitele intelectuale românești din Interbelic, Lucian Boia face această afirmație, spunând că Enescu, la influența soției, ar fi colaborat cu sovieticii, era implicat în Arlus, în acea societate de prietenie româno-sovietică, și că a plecat în turneu în 46 în Uniunea Sovietică și ar fi fost și pe listele de alegeri ale comuniștilor din 46. Unele lucruri sunt adevărate, dar fără interpretarea aferentă. În contextul propagandei agresive făcute de comuniști după ascensiunea lor la putere, anexarea ideologică a lui George Enescu, muzicianul numărul 1 al țării, a devenit un obiectiv strategic, aș spune, urmărit cu asiduitate până la moartea lui Enescu și chiar și după. Enescu a plecat în turneu în Uniunea Sovietică la invitația prietenului său Oistrakh, marele violonist. A plecat la fel de bine în turneu în Statele Unite ale Americii. Asta fac artiștii, pleacă în turnee nu din motive ideologice, ci pentru că trebuie să cânte peste tot. E adevărat, comuniștii l-au pus pe listele de alegeri din noiembrie, dar Enescu a părăsit România definitiv în septembrie. Nimeni nu poate spune că Enescu a candidat pe listele comuniștilor, pur și simplu a fost anexat. Enescu a acceptat să candideze ca independent, un gest considerat controversat al său. Muzicianul a fost curtat de noul regim cu foarte multă insistență. Bunăoară, în august, de ziua lui Enescu, când împlinea 65 de ani, a fost pur și simplu bombardat cu telegrame de felicitare, cu un conținut politic deloc subtil. Enescu s-a stabilit la Paris, unde a început probabil cea mai complicată perioadă din viața sa. Dincolo de problemele tot mai grave de sănătate, Enescu a fost prins la mijloc într-o confruntare politică extrem de încrâncenată. Pe de-o parte, securitatea prin agenții săi încerca să-l convingă să se repatrieze, pe de altă parte, diaspora voia să smulgă de la Enescu o luare de poziție fermă împotriva regimului de la București. Enescu, diplomat, aparent neutru, nu s-a grăbit să dea satisfacție nici uneia dintre cele două tabere. Din păcate, pare probabil mai senzațional să spui că Enescu a colaborat cu comuniștii. Se știe cât de mult a fost contra regimului comunist de la București, din propriile sale interviuri și din documentele aflate la CNSAS și dezvăluite în ultimii ani, în 1951, când s-a înființat un festival de muzică românească și Enescu a fost invitat să fie președinte. El a refuzat politicos din motive de boală, dar a refuzat ferm. Și atunci oficialitățile comuniste s-au supărat. Enescu a fost scos câțiva ani de pe listele de membri ai Uniunii Compozitorilor, fusese președintele Uniunii Compozitorilor, și abia după moartea sa va reapărea pe aceste liste de membri. În 1955, imediat după moartea compozitorului, autoritățile și presa i-au arătat un interes, o atenție fără precedent, copleșitoare. Bineînțeles, tot în cheie politică, iar acest moment marchează, de fapt, începutul unei noi faze în receptarea lui Enescu în România, și anume mitizarea muzicianului.